Angajații societății Urban Serv au împărțit botoșenilor saci menajer de culori diferite pentru sortarea deșeurilor. Aceștia vor trebui să respecte depozitarea unui anumit tip de deșeuri în sacul de o anumită culoare. Pe municipiul Botoșani am distribuit până acum saci la aproximativ 50-60% din case, avem un număr de 4500 de case, am distribuit la aproximativ 2300-2400 de case până acum saci, iar pe uh, județ, pe cele 25 de comune, am distribuit uh, saci 10 la 10-12 dintre acestea. Scopul este îndeplinirea obiectivelor impuse de către Uniunea Europeană privind selectarea deșeurilor, dar și faptul că prin colectarea selectivă oamenii vor plăti mai puțin ca taxă pe gunoi. Scopul final este cantitatea de gunoi selectiv colectat. Cantitatea de gunoi selectiv colectat cât este mai mare, cu atât taxa pe care o plătește cetățeanul este mai mică în viitor. Noi avem ca și OAT și ca și... Deci oat și noi ca și operator avem ținte de îndeplinit în funcție de cantitățile de gunoi selectiv raportate la cantitățile de gunoi menajeri din anul anterior. De exemplu, dacă un an în urmă am colectat 100 de, gunoi, 100 de tone de gunoi menajer. Anul acesta ar tre trebui să colectăm cu 30, 30, de tone din cele 100 ar trebui să fie selectiv. Șefii de la Urban Serv spun că nici botoșenenii, dar nici sistemul nu sunt 100% pregătiți pentru colectarea selectivă, dar măcar există deschidere către acest sistem. Atât sistemul cât și societatea civilă nu sunt, nu sunt pregătiți 100% pentru implementarea pentru implementarea colectării, dar treptat și prin aceste campanii pe care le facem și cu ajutorul de noastră cu presa și cu ajutorul celorlalți factori implicați, campanii pentru conștientizarea colectării selective, să reușim să ajungem la un, să creștem gradul de colectare. Saci au fost împărțiți deja în municipiul Botoșani, urmând să fie distribuiți și în celelalte comune din zona 4, controlată de Urban Serv.